Gata, iată că ne revedem iarăși, de data asta în decorul vechi, ca să spun așa, pentru că m-am întors acasă, am luat o săptămână de... Concediu, dacă pot să spun așa, de vacanță, mai bine spus, dar iată-ne din nou pe poziții cu energie multă, multă energie cel puțin la nivel mental, pentru că am reînceput sala, o să vedeți în vlogul de duminică, în vlogul săptămânal și sunt un pic cam. parcă mă dor toate așa și a treia zi și deja mă doare un picior, mă doare o mână, mă dor mușchi, evident. Haideți să vă povestesc astăzi despre costumele de baie. M-am tot gândit și m-am tot stat să fac tot felul de planuri în. Minte și să văd cu ce anume vin după perioada asta de vacanță în fața voastră, astfel încât să nu mă îndepărtez nici eu foarte mult de subiect de subiectul vacanță în mod evident și cum e vara afară, conexiunea bănuiesc că este evidentă. Costumul de baie și uh, cum a apărut el, de unde a apărut, cum a ajuns să fie în forma pe care o știm noi astăzi și dacă tot timpul a fost așa. Ei bine, costumul de baie nu a fost tot timpul în forma asta pe care o știm noi și aici mă refer mai ales la costumele astea de baie care dezvăluie foarte multă piele și știu că rulează acum pe Instagram niște costume de baie purtate de modelele care își permit să poarte așa ceva în mod evident în un costum de baie alcătuit din două triunghiuri legate între ele cu un fel de bandă din aceea transparentă ca bretelele de la sutiene, dacă le mai știți voi bretelele acelea transparente, care mie, din punctul meu de vedere mi se par foarte urțele se văd oricum, chiar dacă sunt transparente se văd din avion, mai bine, mai bine bretele normale din punctul meu de vedere, dar asta este oricum discutabil și ține de gusturi. Însă, revenind la costumul de baie am văzut pe Instagram costumul acesta extrem de minimalist care are câteva bretele și o bucățică de material și uh, vreau să vă zic că nu a fost dintotdeauna așa și sunt sigură că videoul ăsta dacă aveți răbdare să vă uitați la el și dacă vă place subiectul, o să vă surprind așa cu niște lucruri interesante care m-au surprins și pe mine în momentul în care am citit despre ele și v-am spus și cred că v-am repetat de multe multe ori că eu am noroc cumva cu videourile astea pentru că le fac și pentru mine, le fac și pentru voi. Ne informăm în Împreună. Nici eu nu știam de multe dintre lucrurile astea, însă momentul în care mi-a venit ideea, m-am pus repede repede la calculator, am făcut research-ul și vin cu subiectul în fața voastră abordat. Cu cuvintele mele, dacă pot să spun așa, și dacă vorbim despre evoluție, o să intru un pic în istoric și o să mergem încă în cele mai vechi timpuri, și anume în antichitate, și o să vă povestesc că atunci nu exista neapărat o noțiune de costum de baie. Femeile și bărbații făceau baie dezbrăcați complet, nud, și bănuiesc că știți și voi lucrurile astea, pentru că dacă vă uitați la filme inspirate din perioada respectivă sau la seriale, ați văzut de nenumărate ori că lumea, pe vremea respectivă mergea dezbrăcată fără nicio problemă la toate băile astea comunale, ca să le spun așa, sau la toate băile amenajate, astfel încât te duceai, te îmbăiai, ieșai, erai dezbrăcată, îți puneai ceva, o eșarfă, un șal în jurul taliei și cam asta e. Sânii de obicei erau descoperiți de cele mai multe ori, oricum în antichitate era și o libertate foarte mare de, nu știu dacă nu exista neapărat noțiunea asta de rușine, se prea poate să nu fie existat cel puțin nu așa cum o știm noi astăzi. Din câte știu eu și din câte m-am informat eu, erau băi speciale pentru femei unde se duceau femeile și se îmbăiau, băi speciale pentru bărbați și dacă nu erau separate atunci vorbim despre niște băi private care dacă sunt private erau acasă la cineva. De obicei cineva mai înstărit cu anume funcție în stat avea o casă mare, frumoasă cu băi private și atunci îmbăierea se putea face la comun fără nicio problemă, fă fără să fie nevoie de costume de baie. Există totuși un mozaic, mai multe de fapt, care datează undeva din secolul al IV-lea, din câte mi-aduc eu aminte, și se numește mozaicul de la Vila Romane del Casale din Sicilia să o pun totuși în niște cuvinte mai normale și mai ușor de înțeles. Există în Sicilia o vilă, nu înțeleg cum, apropo paranteză, nu înțeleg cum m-am pus eu să filmez și s-a întunecat afară, după cum vedeți. Mi-am potrivit lumina frumos la începutul videoului pentru cameră și uitați-vă ce întuneric e acum. În fine, există undeva în Sicilia o vilă care a fost descoperită, cred că în urmă cu vreo 200 de ani, s-a excavat pentru că au fost niște alunecări de teren de-a lungul timpului și a fost acoperită cu pământ, s-a excavat și s-a a descoperit o vilă care este plină de mozaic și de tot felul de imagini din vremea respectivă, sunt portretizate niște femei care poartă un fel de, nu bikini cât mai degrabă niște boxer niște chiloți așa care acoperă mai mult din fund și din părțile intime și cu un sutien în formă de bustieră, bandeau pur și simplu o bucată de material în jurul sânilor și se presupune că acela ar fi cel mai vechi Costum de baie sau o mostră a faptului că femeile, într-adevăr, Purtau sau își acoperau trupul cu costum de baie uneori. Sunt înfățișate acolo și o să mă ajut eu de poze ca să vedeți și voi. Sunt înfățișate femei care fac tot felul de sporturi în momentul în care poartă costumele astea de baie, nu le poartă neapărat în momentul îmbăierii, ceea ce ne face să ne gândim că, în ciuda faptului că existau costumele astea de baie rudimentare, dacă pot să le spun așa, femeile în momentul în care se îmbăiau sau se scăldau, preferau să facă lucrul acesta în nud. Undeva în secolul la 18-lea, în schimb, în momentul în care băile au început să devină comunale și interacțiunea dintre bărbați și femeie se făcea nu numai acasă, ci și în spațiile publice, mult mai mult decât înainte, a început să ia naștere și sentimentul acesta de rușine cred eu. Rușine e mult spus, decență cred că e mai potrivit. Femeile nu aveau voie să își arate, știți foarte bine, că în momentul în care își arătau glezna, spre exemplu, era privit ca un gest erotic. Lucru care în ziua de astăzi este perfect normal și nu îl încadrezi în niciun caz în categoria aceea de erotism. Undeva prin anii 1700-1800 femeile purtau niște costume de baie care erau făcute din lână și care te acopereau din cap până în picioare. Existau, spre de exemplu, și o să vă pun și niște poze, existau și niște pantofi pe care ele îi purtau, niște pantofi cu șiret pe care și le legau împreună cu niște ciorapi foarte înalți, astfel încât nici un pic, nici o bucățică de piele să nu fie lăsată la vedere. Și atunci costumul de baie era un fel de rochie care te acoperea cu totul. Aveai și ciorapi, aveai și pantofi, aveai și fustă, aveai și un fel de shorts peste fustă, nu mai zic că și în partea de sus era acoperită până în gât. Ba chiar, uneori femeile, la vremea în momentul în care se duceau la băile acestea comunale despre care v-am spus, aveau și o pălărie. Intrau în apă cu un fel de pălărie unde își țineau o batistă pe care o foloseau să se șteargă pe față de sudoare, de transpirație, de aburi, de toate lucrurile astea, ceea ce dacă stai acum să te gândești, ți se pare de-a dreptul... Um, ireal. Eu, spre exemplu, când mă gândesc că femeile intrau îmbrăcate din cap până în picioare în apă, mi se pare de-a dreptul ireal, pentru că este incomod, nu te ajută la nimic, nu te ajută să înnoți, bănuiesc că e și foarte greu costumul de baie în momentul în care se udă, pentru că era făcut dintr-un material, nu vă gândiți că era făcut din ceva elastic sau din nylon sau un material sintetic, nu. Materialul folosit trebuia să fie un material care să nu fie transparent în momentul în care se udă, care să nu se lipească de corpul în momentul în care se udă pentru că indecența venea din faptul că nu aveai voie să-ți arăți formele foarte mult nu foarte mult, deloc revenind. Trebuia ca materialul din care erau ele făcute să se umple cu apă și în momentul în care se umple cu apă să se umfle. Spre exemplu, eu dacă mă ud cu materialul acesta sintetic, se lipește de mine și se vede absolut tot. Ei bine, nu era voie să se întâmple lucrul ăsta în anii respectivi și materialele folosite erau lâna, flanelul sau o pânză foarte, foarte tare și groasă care nu se lipește de corp în momentul în care se udă. Nu erau niște costume de e confortabile sub nicio formă, însă erau singura alternativă la vremea respectivă. Unele rochi din vremea respectivă, că nici nu pot să le numesc costume de baie, aveau rochi de îmbăiere, haide să le spunem așa, aveau greutăți de-a lungul tivului, astfel încât în momentul în care intri în apă să nu se ridice rochia și să stea exact așa cum stă și în momentul în care stai în picioare pe mal. Și apropo de asta și apropo de materiale, încă un lucru interesant de menționat este că nu se folosea 50 de centimetri de material ca acum, ci se foloseau până la 8 metri de material pentru un singur costum de baie pentru o singură femeie. Și o să vă pun aici o poză ca să vedeți cum arăta costumul de baie și o să înțelegeți de ce se foloseau 8 metri. Aveai și un fel de pantalon pe sub, aveai și fustă, aveai absolut tot ce era nevoie astfel încât o bucățică de piele să nu se vadă. Vreau să vă mai spun ceva și uh, mie asta mi se pare de-a dreptul o ciudățenie și veți vedea exact despre ce vorbesc. Uh, femeile în secolul al 18-lea și al 19-lea nu aveau voie să se dezbrace pe plajă. Ele veneau pe plajă în niște rochii extrem de complicate, cu tot felul de corsete, cu tot felul de jupe, de crinoline sau ce mai aveau ele la momentul respectiv, și. Uh, trebuiau să se dezbrace într-un costum de baie care teoretic ar fi fost mai simpluț, deși ați văzut că nu era cazul. Nu aveau voie să se dezbrace pe plajă și atunci existau niște mașini de scăldat, erau ca un fel de trăsură și iarăși o să mă ajut de poze pentru că vizualul întotdeauna ajută mult mai mult decât cuvintele. Mașinile de făcut baie sau mașinile de scăldat erau de fapt niște trăsuri care erau trase în apă cu ajutorul cailor și în apă femeile aveau intimitate, se puteau schimba se puteau scălda în liniște fără să le observe toată plaja și o să vedeți că în pozele despre care vorbesc vedeți o plajă întreagă, plină cu trăsuri, trase, unele sunt în apă, altele sunt pe mal. Unele trăsuri cele mai elaborate îți permiteau chiar să faci un fel de cort astfel încât să nu te bată soarele și să poți sta în trăsura respectivă fără să fii văzut de nimeni altcineva din jur. În momentul în care marea era, spre exemplu, mai agitată, doamnele, domnișoarele, domnițele se legau cu un fel de cablu în jurul taliei astfel încât să se poată scălda în liniște și să nu le ia curentul, spre exemplu. Și culmea este că în momentul în care se săturau de înotat, de bălăcit, de stat în apă sau mai știu eu ce mai făceau ele acolo, se duceau înapoi în mașina asta de scăldat și ridicau un steag alb, acesta fiind semnalul că puteau fi trase înapoi la mal cu ajutorul cailor. mașinăriile acestea de scăldat și-au făcut apariția undeva în anii 1750 în Marea Britanie și au fost foarte repede adoptate și aduse și în Germania, și în Franța, și în Italia, ba chiar și în stat Unite După care vremea lor a apus și au fost date uitării undeva în anii 1900, deja în 1920 vorbim de costume de baie în toată regula. O să vă pun aici o poză și cu mașina de a reginei Victoria, cred că se și găsește la un muzeu, este reconstruită, nu este originala, dar cam așa arăta mașina ei descăldat, ca să vă faceți o idee. Undeva prin anii 1850, deja costumul de baie începuse să fie un pic mai scurt. Și se modificase. ensemnant que com... aveai pe sub costumul de baie un fel de pantaloni, se cheamă bloomers ei, dar ca să vă... bine, așa se cheamă în engleză, nu aș ști să vi traduc în română, nici nu am găsit traducerea în română, dar ca să vi arăt, o să vă pun aici imagini și o să vă și explic așa cum sunt. Sunt niște pantaloni care se termină undeva sub genunchi, foarte, foarte bufanți, astfel încât să nu se ivească nicio rotunjime și nicio formă și veți vedea că felul în care arată vă duce clar cu gândul la moda orientală sau ceva care vine de acolo, ceva exotic. În anii 1850 erau la modă acești bloomers peste care puneai o roche în mod evident să fii sigură că nu se vede nimic după care te duceai și puteai să faci plajă, să te îmbăiezi, să înoți dacă puteai că nu cred că era chiar atât de comod. Și denumirea lor vine de la Amelia Bloomer o activistă din Statele Unite o figură foarte, foarte controversată pentru vremea ei, pentru simplul fapt că îndrăznea să poarte pantaloni într-un timp în care care femeile purtau doar fuste sau rochii. Chiar și la sfârșitul anilor 1800, nu vorbim despre un costum de baie care să fie practic, să te lase să înnoți în voie și să te miști în voie, ci vorbim de un costum de baie care trebuia în primul rând să fie decent și să te acopere pe cât de mult posibil. Nevoia totuși de a trece la un costum de baie practic vine undeva în anii 1900-1910, undeva pe acolo, moment în care sportul ajunge să ia o amploare mondială, e foarte important și în Europa, e foarte important și în America și dacă nu mă înșel în anul 1912 și uite că dacă mă înșel o să vă scriu aici pe ecran, atunci a fost în notul introdus la campionatul mondial, din câte mi-aduc aminte din ce am citit. În momentul în care în notul este considerat un sport în sine pe lângă tenis și alte sporturi care mai existau la vremea respectivă vine și nevoia de a avea un costum de baie mult mai practic care să te lase să te miști în voie. Și dacă am ajuns la partea asta, nu putem să nu vorbim aici despre Annette Kellerman, care era o notătoare profesionistă din Australia și um, pe lângă că era și sportivă și notătoare, era și o actriță de filme mute, pentru că la vremea aceea erau singurele care existau și care se făceau. Annette este arestată pentru că poartă un costum de baie inadecvat și o să vă povestesc imediat de ce. Ea vine în Boston, în America, australiancă fiind, cum am spus mai devreme, pentru un concurs de not sincron. Nu știu ce însemna notul sincron la vremea respectivă, dar acesta era concursul la care ea participa și a fost arestată în Boston pentru că purta un costum de baie inadecvat. O să vă pun aici o poză ca să vedeți despre ce vorbesc. Era ca un fel de costum de scufundări, doar că tăiați brațele și tăiați și picioarele. Costumul acesta de baie pe care îl vedeți la net este inspirat din costumele de baie bărbătești. Tești. Vorbim, ca să vă plasez în timp și spațiu, vorbim despre America anului 1907, atunci ea a fost la Boston și veți vedea că în vremea respectivă nici bărbații nu aveau voie să-și arate bustul la plajă și ei purtau un costum de baie format dintr-un fel de bermude și uh, un tricou sau un maiou care te acopereau cu totul. Nu exista să stai în bustul gol la plajă, cel puțin nu în anul 1907. Totodată, fiind o figură controversată în evoluția costumului de Baie, Anet și-a făcut și o linie de costume de baie în vremea respectivă, asta așa ca fapt divers. După anul 1910, deja lumea se mai relaxează și legile cu privire la îmbăiatul în public se schimbă, și atunci și femeile pot dezvolui mai multă piele și bănuiesc că nu are prea mult rost să vorbim despre perioada asta între anii 1920-1940 pentru că avem de-a face cu un costum de baie întreg. Nu este costumul de baie întreg pe care îl știm noi în forma în care îl știm noi astăzi destul de sumar, ci este un costum de baie care seamănă mai degrabă cu o salopetă. Aveai pantaloni scurți și aveai un fel de tricou, ba chiar undeva prin anii 1930 puteai să porți bretele fără nicio problemă și apropo de asta, tot în perioada respectivă, femeile erau arestate în momentul în care costumul de baie era prea scurt sau dezvoluia prea mult picior, polițiștii umblau pe plajă și bănuiesc că asta ați mai auzit, sigur nu auziți pentru prima oară pentru că știam și eu asta de dinainte, umblau pe plaje cu un fel de riglă, în America se întâmpla lucrul ăsta și măsurau costumul de baie să vadă cât de mult picior este dezgolit. Dacă era dezgolită prea multă piele, era arestată. Nu vreau să trec de ani aceștia, fără să vă spun că și materialele folosite atunci erau mult mai adecvate pentru a fi folosite pentru costume de baie. Vorbim despre materiale elastice, materiale sintetice, nylon, spre exemplu, astfel încât să fie mult mai comode, să stea lipite de corp și să te ajute să te miști. Și uite că v-am spus și la început că nevoia aceasta de viteză din competițiile sportive au făcut costumul de baie să fie cât mai aproape de corp, să fie una cu trupul tău astfel încât să te poți mișca cât mai repede în apă. Și uite așa ușor ușor ajungem în anul 1946 care este un an de referință pentru evoluția costumului de baie și care ne aduce cumva ca imagine și ca formă costumul de baie așa cum îl știm noi astăzi. Louis Reard, pe numele lui, este un francez, cel care a inventat pentru prima oară bikiniul și uh, nevoia aceasta de a avea un costum de baie cât mai sumar și care se dezvăluie cât mai mult se datorează celui de-al doilea război mondial, pentru că știți foarte bine că a existat o criză de materiale, materialele erau folosite pentru uniformele soldaților, pentru corturi sau tot felul de astfel de lucruri care erau necesare în timpul războiului ca să faci costume de baie și să nu folosești la fel de mult material trebuia să tai de undeva material și de unde altundeva să poți tăia și să fie totuși decent, dacă nu de aici de la nivelul abdomenului. Și astfel au luat naștere bikinii care nu au o denumire pusă la întâmplare. Denumirea vine de la insulele bikini Atoll. Insulele astea era o zonă de testare nucleară a statelor unite din cel de-al doilea război mondial, dacă nu mă înșel. Oricum, o zonă unde americanii stau armele nucleare și atunci bănuiesc că vedeți singur care e legătura impactul pe care l-a avut bikiniul în modă a fost la fel de mare ca impactul pe care l-a avut descoperirea armelor nucleare pentru armata americană și într-adevăr a fost așa pentru că bikiniul a fost interzis în Spania și în Italia, au fost primele țări care l-au interzis și a fost declarat chiar de Vatican ca fiind scandalos și fiind păcătos n-aveai voie să porți așa ceva pentru că făceai un păcat în momentul în care purtai un costum de baie în două piese cu bikini. Inventarea bikiniului a fost un subiect atât de scandalos, încât a fost foarte greu să se găsească un model care să fie de acord să pozeze în bikini pentru prima oară. Și modelul se cheamă Michel Bernardini, care este o dansatoare franceză de la vremea respectivă și care într-adevăr a acceptat să pozeze în bikini pentru revistele din vremea respectivă și pentru a arăta bikiniul lumii întregi. O să vă pun și o poza aici ca să vedeți despre ce e vorba și o să vedeți și primul model de bikini care era un costum de baie în două piese cu talie cât de cât înaltă și care avea un print de ziar pe el. Și apropo de asta nu vreau să trecem mai departe fără să vă spun că la vremea respectivă existau și oameni care erau pro bikini și oamenii respectivi susțineau că nu se poate denumi un kilot bikini până în momentul în care nu trece sau nu încape printr-un inel de nuntă, printr-o verghetă ceea ce mi s-a părut amuzant și mi s-a părut demn de menționat în videoul de astăzi. Odată cu apariția bikinilor, bănuiesc că vă dați seama că ușor ușor ajungem și la finalul videoului de astăzi, nu înainte însă de a vă spune și de monokini și o să vă pun aici o imagine, după cum spune și numele, este vorba doar despre niște niște chiloți, dacă pot să le spun așa care sunt legați în jurul gâtului cu un fel de șiret. Sânii sunt lăsați la vedere, lucru care ne trimite foarte mult cu gândul la antichitate și la faptul că toată lumea se îmbăia goală la momentul respectiv și la faptul că moda revine și rulează în continuu și monochinii aceștia au fost inventați de Rudi Gernreich sper că pronunț bine pentru că cred eu că are origine germană numele cam asta despre bikini și despre costumele de baie, sper că videoul ăsta vi s-a părut interesant. Nu voi insista deloc pe cum arată costumele de baie în ziua de astăzi, pentru că avem o varietate de modele, vorbim despre costume de baie întregi, putem să optăm și pentru niște costume de baie care aduc foarte mult aminte de anii 20, spre exemplu, sau de anii 30. Avem o multitudine, chiar și monochinii avem în ziua de astăzi, dacă ne chinuim un pic, găsim așa ceva, dacă vrem să purtăm așa ceva la plajă, putem să purtăm absolut orice în ziua de astăzi și suntem norocoase din punctul ăsta de vedere și de asta nu insist pe ceea ce se întâmplă după anii 1960 încoace. Și atunci aici se încheie și videoul nostru de astăzi și sper că v-a plăcut mult, mult de tot. Sunt câteva informații interesante care sigur vă erau străine, pentru mine au fost câteva și astea fiind spuse, vă urez să vă bronzați frumos, vă urez vacanță plăcută în cazul în care sunteți în vacanță, vacanță plăcută în cazul în care urmează să vă luați vacanță și în momentul în care o să trageți pe voi costumul de baie, gândiți-vă că erau vremuri în care aveai nevoie, cred că de un sfert de oră, jumătate de oră, doar să te îmbraci în costumul de baie, unde mai pui că nu te bronzai absolut deloc, vezi epoca victoriană, spre exemplu. Astea fiind spuse, eu nu pot decât să vă mulțumesc că v-ați uitat și la videoul de astăzi, sper că l-ați găsit interesant, frumos, ușor de urmărit și îmi cer scuze pentru fluctuațiile astea de lumină, nu m-a ajutat deloc vremea astăzi, iar noi ne revedem sâmbătă cu un alt video, duminică cu vlogul săptămânal și intrăm în program normal, că vacanța mea s-a dus. Bucurați-vă voi de-a voastră dacă mai aveți. Pupici! Aveți grijă de voi! Ne revedem data viitoare! PA!